poate ți se pare ciudat sau te intrigă ideea că am zis cum să ne vindecăm de narcisism toți, noi, eu, tu și restul lumii, nu? Probabil că narcisismul sau narcisismul sunt ceva în exterior, departe de noi, ceva rău, nu? Care caută să ne facă rău și noi trebuie să ne apărăm de ei. Ei bine, cu toți avem o doză de narcisism. Și am să explic imediat ce este narcisismul. Cred că, deși există cărți, multe articole, multe, se vorbește mult despre narcisism mai nou, cred că este foarte greșit înțeles. Și apoi să vedem ce înseamnă vindecarea noastră altora de acest narcisism. Că există o vindecare și narcisismul este o problemă. În momentul în care ești copil, ești mic și există suferință în familia ta, există traume, există durere, există umilință, există rușine, nu? Tu ca și copil nu știi cum să te apre de durerea asta imensă a rușinii, a respingerii, umilinței în familia ta, mai ales că trebuie să te adaptezi să supraviețuiești. De multe ori copiii în aceste situații de abuz sau traumă consideră că ei sunt problema, nu cei din exterior, că acest copil depinde de cei din exterior, deci oricum sunt ei, noi îi iubim, îi apreciem, nu, de aia ne iubim părinții și încetăm să ne iubim pe noi. Deci rana este foarte mare, suntem foarte răniți în interior, plus că dacă te uiți în jur, ce o să vezi? Să vezi că se ceartă părinții de la bani, la lipsa lor, nu? De la datorii, de la dependențe, de la lipsuri materiale. Ai să vezi că pentru imagine sau lucruri materiale se pierde iubirea, se pierde conexiunea, o pierzi tu de la părinții tăi și părinții ei între ei, familia se dezbină, familia se distruge și pentru ce? Copilul vede că adulții pun mai presus lucrurile materiale sau dependențele sau orice altceva, pun mai presus decât iubirea, decât conexiunea umană. Și copilul vede treaba asta și consideră, ok, înseamnă că mai presus decât respectul în relație, iubirea pe cine o purtăm, să ne sprijinim unii pe alții, conexiunea umană, mai presus de asta este banul, este puterea. Dacă am putere, nu, tatăl are putere fizică, ce face? Lovește, sparge, e violent. Și zici, uite, cu puterea îți faci legea, îi supui pe ceilalți, îți impui punctul de vedere, îi faci pe alții să te asculte. Și atunci ce face copilul? Copilul, evident că nu are cum altfel, se uită și spune, cum pot eu să mă apăr de fragilitatea mea? Cum pot să-mi ascund eu fragilitatea ca să nu vadă oamenii că eu sunt sensibil, că am o slăbiciune, că, nu, că sunt foarte uman? Trebuie să ascund asta, că oamenii mă vor răni. Și atunci trebuie să fiu puternic, trebuie să par puternic, să am o imagine, chiar dacă în realitate eu nu mă simt puternic în adâncul ființei mele, trebuie să par puternic. Ce înseamnă asta? Că trebuie să am bani, trebuie să arăt că am putere fizică, materială, de orice fel, de orice natură, nu? Trebuie să par puternic, trebuie să par frumos, deștept. Și ia uite, se naște narcisismul, care ce este? Învelișul cu care acopăr adevărata mea fragilitate și autenticitatea mea și natura mea umană, vulnerabilitatea mea. Și apoi eu uit ce interesant, că eu sunt o ființă umană cu sensibilități, care iubește și vrea să fie iubită, care vrea să sprijine, să fie sprijinită, care vrea să se conecteze cu alții, să creeze relații faine, evident, bazate pe vulnerabilitate reciprocă. Uit asta și mă identific cu imaginea. Și ăsta e narcisismul. Și acum vreau să te întreb, nu? Câți oameni știi tu care lucrează pentru a avea mai mulți bani, o imagine mai puternică, mai multă putere de orice natură și care vor să ascundă de fapt o fragilitate interioară? Eu aș spune că foarte mulți astăzi, că așa e lumea în care trăim azi, nu? Se perpetuează chestia asta ca o hipnoză, caută lucrurile alea și nu ignoră-le pe celelalte. Cele care contează cu adevărat, nu sensibilitățile noastre, emoțiile noastre, psihicul nostru, sufletul nostru. Și iată, ăsta e narcisismul. Deci cu toți avem o doză din el. Evident, unii sunt mai grav decât alții. Acest narcisism este, de fapt, o frică majoră. Deci reacția copilului, frica de a nu fi văzut vulnerabil, frica de a nu fi descoperită propria lui fragilitate care adânc în sinea lui, fiecare dintre noi știm cum o avem. Nu? E. Această frică, înseamnă că trăim cu frică, de aceea ne este frică să pierdem imaginea, puterea. Că ce rămâne? Rămâne copilul rănit, fragil. Ce facem? Întoarcem privirea în interior și ne uităm la fragilitatea noastră, ne uităm la lipsurile noastre, la limitele noastre, la umbra noastră, devenim întregi, lucrăm la noi. Devenim puternici cu adevărat de data asta, din interior. Și apoi o să vezi că puține lucruri din exterior te mai pot afecta cu adevărat.
Deci, uite, acesta este narcisismul. Și poate merge foarte departe, într-adevăr, în care chiar unii oameni rănesc foarte tare alți oameni, orice, numai pentru putere, pentru aparențe. Da? Trebuie să înțelegem că toți avem o anumită doză din treaba asta noi și să fim responsabili să lucrăm la asta. Și mai mult vei putea să identifici la alții. Când refuză să fie vulnerabil, când refuză să-și arate umanitatea, pe la urmă, nu? Vulnerabilitatea. Asta e un om care nu e narcisist, nu se teme să fie vulnerabil și să fie văzut cu defecte. Câți oameni știi din ăștia? Da? Nu suntem mulți și ar trebui să începem să arătăm oamenilor că e ok să fii întreg, mai degrabă decât să par doar bun, nu? Cam asta este, sunt curios, scrie-mi la peraarondpersonalitatealfa.com părerea ta despre treaba asta cu narcisismul, cum o simți, dacă știai ce ți-am spus sau e ceva nou, mi-ar plăcea să știu. Mersi mult, ciao, ciao!